doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou bucaj informativ! Ambasadorul Rusiei la București, excelența sa Oleg Malginov, a participat astăzi la Dumbrăveni la un ceremonial militar organizat cu prilejul împlinirii a 285 de ani de la nașterea marelui comandant rus generalisim Conte Alexandru Suvorov. La eveniment au participat autorități locale și județene, elevi ai unei școli de pe lângă ambasada Rusiei la București, localnici din Dumbrăveni. Ambasada Federației Ruse în România a organizat astăzi o ceremonie de depunere a coroanelor de flori la monumentul marelui comandant rus generalisim Conte Alexandru Suvorov din Dumbrăveni. Evenimentul a fost organizat cu ocazia celei de-a 285-a aniversări de la nașterea marelui comandant. Ca și anul trecut, prezent la eveniment a fost ambasadorul Rusiei Oleg Malginov, dar și diplomați ai ambasadei și reprezentanți ai corpului diplomatic. Выносливостью и целеустремленностью, выдающийся государственный деятель и один из ближайших соратников императрицы Екатерины Великой, Суворов, безусловно, является для нас и для всех своих современников олицетворением своей славной эпохи. Un om însă strage de o minte deosebită, de rezistență, de orientare spre atingerea tuturor scopurilor. Un om remarcabil de stat și unul dintre cel mai apropiați împărăteasei Ecaterina cea Mare, Suvorov este pentru noi, precum și pentru contemporanii lui, fără îndoială, o întruchipare a epocii glorioase. Однако, пожалуй, наибольшее восхищение и почитание современников и потомков Суворов снискал благодаря своему дару полководца. За всю свою продолжительную военную карьеру он не проиграл ни одной битвы, прославив российское оружие и родную страну. Dar probabil cea mai multă inspirație și cea mai multă stimă din partea atât a contemporanilor, precum și a urmașilor lui, Suvorov a dobândit-o prin darul său de comandant. Toată cariera lui lungă militară n-a făcut nicio bătălie, ceea ce i-a ajutat să glorifice arma rusească și cea natală. Este de datoria noastră să îl omagiem și să-i omagiem pe mari bărbați care au marcat existența poporilor noastre și să învățăm din lecțiile pe care ni le oferă istoria noastră comună. Ambasada Federației Române, Rusiei, dă o mare însemnătate acestui mare generalism și mulțumesc încă o dată că am avut prilejul să fiu astăzi alături de excelența voastră, domnule ambasador, și vă doresc în continuare succesul în activitate. Monumentul de la Dumbrăveni a fost inaugurat după proiectul cunoscutului sculptor român Marius Butunoiu în anul 1949 pe locul desfășurării unei mari bătălii în anul 1789. Monumente în cinstea lui Alexandru Suvorov au fost ridicate și în Rusia, Ucraina, Republica Moldova și Elveția. Sezonul rece și întreptat în drepturi, de aceea medicii recomandă mare atenție la răceli și viroze. Săptămâna trecută, peste 1000 de vrânceni au ajuns la medic din cauza acestor afecțiuni. Până la acest moment, nu a fost înregistrat niciun caz de gripă. Direcția de Sănătate Publică mai are încă pe stoc vaccinuri antigripale, acestea existând și în cabinetele medicilor de familie.
Peste 1000 de persoane au ajuns la medic din cauza răcelilor de sezon. Peste 200 de vrânceni au fost diagnosticați cu pneumonie, cei mai afectați de aceste boli fiind copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Deci în săptămâna care a trecut, respectiv 9-15 noiembrie, s-au înregistrat 1203 infecții acute de căi respiratorii superioare, din care 79 internate. Grupa de vârstă cea mai afectată a fost cea de 5-14 ani, respectiv colectivitățile, cu 407 cazuri, din care 18 internate. Pneumopatii s-au înregistrat 234, din care 50 internate. Grupa de vârstă cea mai afectată este tot, ca număr de cazuri, tot 5-14 ani, unde sunt 57 de cazuri cu 19 internate. Cifrele sunt ceva mai mici decât săptămâna precedentă. Chiar dacă până la acest moment în Vrancea nu s-a înregistrat niciun caz de gripă, persoanele sensibile și cu o imunitate scăzută ar fi bine să se vaccineze antigripal. De când a debutat campania de imunizare, aproximativ 5.000 de vrânceni au fost vaccinați. Tot în această săptămână s-au efectuat la nivelul cabinetelor medicale de familie și spitale și tot unde am distribuit noi vaccinul, 1751 de vaccinări antigripale. Încă mai este în stoc vaccin antigripal, la noi mai puțin, circa 1000 de doze, pe care îl vom distribui în următoarele zile. La nivelul cabinetelor medicale de familie, aproximativ 3000 de doze. Vaccinarea merge mai greu decât m-aș fi așteptat, după ce că avem atât de puțin vaccin, normal era să se termine într-o săptămână, două. Nu s-a înregistrat niciun caz de gripă în săptămâna precedentă și niciun deces prin pneumonie. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a solicitat în această toamnă de la Ministerul Sănătății acordarea 39.000 de doze de vaccin antigripal. Nici prima serie de doze nu a fost finalizată. Unii medici de familie nici nu au solicitat doze din acest vaccin pentru că nici pacienții la rândul lor nu și-au manifestat dorința de a fi imunizați. De la 1 ianuarie 2016, cotele de impozitare pe veniturile micro-întreprinderilor vor suferi unele modificări. Acestea vor fi calculate în funcție de numărul de salariați. În cazul în care, în cursul anului, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea aduce la cunoștința contribuabililor faptul că de la 1 ianuarie 2016 vor interveni schimbări referitoare la impozitul pe venitul micro-întreprinderilor. Începând cu 1 ianuarie 2016, cotele de impozit pentru veniturile din micro-întreprinderi sunt 1% pentru micro-întreprinderile care au peste 2 salariați, 2% pentru micro-întreprinderile care au un salariat și 3% pentru micro-întreprinderile care nu au salariați. În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se vor aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Prin excepție de la prevederile menționate pentru persoanele juridice române nou înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii asociațiilor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoane juridice române potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Prevederile se aplică dacă în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării micro-întreprinderii nu se află în lichidare, dizolvare sau inactivitate. Partidul Blocul Unității Naționale are și o filială în Vrancea. Format din foști membri ai unor formațiuni de stânga, noul partid are orientare centru-stânga și își propune să susțină programe pentru agricultură, reindustrializare și întărirea programului de educație în România. Pentru alegerile de anul viitor, membrii Blocului Unității Naționale își doresc să se claseze pe locul al doilea după PSD. Un nou partid și-a făcut apariția pe scena politică din Vrancea. Este vorba despre filiala Vrancea a Blocului Unității Naționale, un partid creștin-democrat având la bază valorile morale ale creștinismului, care dorește să le promoveze în viața politică și socială. Partidul promovează un program și are un statut al unui partid de centru-stânga, un partid care cultivă o idee de patriotism sănătos, naționalism sănătos. Nu este
un partid naționalist extremist, așa cum în mod greșit s-a făcut acum 2 luni de zile referire la Antena 3 și unde noi am transmis programul și statutul și un comunicat de corectare a acestor afirmații pe care le-a făcut, nu se poate spune că Blocul Unității Naționale s-a desprins din PRM. El s-a născut din dorința mai multor grupuri de români, un grup de tineri patrioți care au avut inițiativa de a propune acest program pentru Blocul Unității Naționale, la care s-au asociat foarte mulți oameni. Noi venim și cerem sprijinul tuturor cetățenilor români pentru că avem 3 aturi. 1. Nu am fost la guvernare în acești 25 de ani, aproape 26 de ani, deci nu suntem cu nimic vinovați de dezastru actual al României. 2. Spre deosebire de ceilalți, noi ne iubim țara. Ei nu-și iubesc țara, pentru că dacă ar fi iubit-o, n-ar fi ajuns în halul în care a ajuns. Și al treilea motiv pentru care vrem să venim la putere este faptul că noi avem idei. Suntem partidul ideilor. Ori cei care au guvernat până acum România nu au idei. În 2 luni de zile sper să avem peste 20.000 de membri. Acum avem în jur de 2.700 de membri cu adeziune. Avem 358 de secții de votare la locuitori de 378.000 de locuitori și 97.000 de locuitori sunt plecați în lumea europeană, foarte puțin la scorul de vot. Dar sperăm ca în iunie 2016 să scoatem un scor de 14-15%, unde să ne situăm pe locul 2 după partidul prietenul meu Marian Oprișan. Membru fondator și conducător al Comitetului de Inițiativă Națională al acestui partid este Claudiu Tănăsescu. Blocul Uniunii Naționale își mai propune și apărarea valorilor și interesului național al României. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 9 grade Celsius, iar cele maxime între 16 și 18 grade. Cu datele despre vreme, până în punct știrilor aflate de astăzi, vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!